Ascultă ce spun, nici tu, nici eu nu suntem la poarta raiului ca să alegem pe cine băgăm sau pe cine nu băgăm în rai. Păcatul într-o zi va fi descoperit. Oricât ai fi de inteligent, într-o zi trage Dumnezeu linie. Indiferent de ce spun frații, indiferent de bolovanii care îi primesc, Dumnezeu mă cheamă să ridic. E sindromul one man show. Doar eu să fiu în față, doar lumea să mă vadă pe mine, că restul nu sunt. Dar în momentul când te rănește un prieten pe care l-ai iubit și care ții, durerea e foarte mare. Nu cu mult timp în urmă, am vizitat o biserică și în timpul rugăciunii era un frate care se ruga cu forță și acoperea toată biserica. Și pentru că se ruga așa tare, deși eram cu ochii închiși și-l auzeam, și ascultați cum și-a început rugăciunea. Doamne, Tu ești neschimbat, Tu nu te schimbi. Dar, Doamne, Tu vezi că noi ne-am schimbat și am luat-o la vale. N-am zis nimic, la sfârșit am dat mâna cu el, pentru că îl vedeam pentru prima dată, n-am vrut să-i spun, frate, nu te supăra, nu poți să te rogi mai tare decât biserica, trebuie să te rogi în ton cu biserica, să nu acoperi pe nimeni. N-aș vrea să vă întreb în această dimineață dacă mergem în sus sau am luat-o la vale. Mergem în sus sau am luat-o la vale. Duminica trecută am anunțat că pentru următoarele duminici și până în a doua din noiembrie, dacă ne dă Domnul sănătate, voi predica din cartea Plângerile lui Ieremia, din care n-am predicat capitol cu capitol. Trebuie să vă spun că Plângerile lui Ieremia pe mine m-au mișcat foarte mult, mai ales că Ieremia plânge pentru distrugerea orașului. Gândiți-vă la orașele distruse în Ucraina. Și ați văzut la televizor ruinele. Gândiți-vă nu mai departe la inundațiile din județul Galați, cum oamenii plâng că și-au pierdut totul. Vedeți, sunt momente în viață în care oricât ai vrea să nu plângi, ceva din lăuntru izbucnește și nu te mai poți controla și plângi. Fie că e o boală, fie că e un necaz, fie că ai pierdut o ființă scumpă, vrei să nu plângi, dar nu poți. În introducere aș vrea să vorbesc puțin de cartea aceasta, Plângerile lui Ieremia. Cartea aceasta este o elegie scrisă la moartea unui oraș. Ieremia plânge pentru Ierusalimul transformat în ruine de către oștile invadatoare ale Babilonului. Cartea aceasta își poartă numele și chiar și în original tot Plângerile lui Ieremia este numită. Cartea are 5 capitole. 4 capitole au 22 de versete după alfabetul ebraic de la A la Z. Un capitol are de 3 ori 22, 66. Misiunea lui Ieremia se pare că a fost un eșec total. Dar ceea ce îmi place că Dumnezeu nu ne judecă după rezultatele slujirii noastre, ci după credincioșia pe care am dovedit-o. Din acest punct de vedere,
Ieremia este unul din cei mai mari bărbați a istoriei cuvântului lui Dumnezeu. În tinerețe, când eram necăsătorit, mi-a plăcut așa de mult cartea lui Ieremia, profetul lacrimilor, că unul din frații mei, penultimul, i-am pus numele Ieremia. Așa cum știți, noi suntem 9 băieți și 3 fete și penultimul poartă numele lui Ieremia. Și cred că am fost inspirat că i-am dat numele Ieremia, că ne face să plângem pentru el. Cartea a fost scrisă la puțin timp după distrugerea Ierusalimului, Ieremia 39:52. Nebucadnețar a asediat orașul din luna ianuarie 588 până în luna iulie 586. Iar Ierusalimul a căzut în 19 iulie 586, iar templul și cetatea au fost dată pradă focului în 15 august 586. Probabil că Ieremia a scris această serie de elegii înainte de plecarea lui în Egipt, așa cum e prezentat în Ieremia 43:21-23. Ieremia 43, versetul 1-7. Dar aș vrea, înainte de a intra în predică, să rostim împreună cu biserica versetele din plângerile lui Ieremia 3:21-23, care le auziți menționate. Acestea sunt versetele pe care noi le cităm și sunt versete de încurajare. Mi-am intitulat predica din această dimineață, din capitolul 1, Păcatul ruinează și are consecințe dureroase. Unul din lucrurile la care noi nu ne gândim e cât de mult distruge păcatul viețile oamenilor. Prima afirmație pe care vreau să o fac din cuvântul Domnului este următoarea. E dureros să ai necazuri și să nu ai nimeni care să te consoleze. Și citesc versetul 1 și 2. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată. A rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mai mare între neamuri, fruntașă printre țări. Versetul 2. Plânge amarnic noaptea și cur lacrimile pe obraj. Niciunul din toți cei ce o iubeau n-o mângâie. Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași. Nu vreau să vă întreb dacă ați avut necazuri sau aveți necazuri și nimeni nu vine să vă încurajeze. Am să vă spun o întâmplare, dar n-am să dau numele omului, nici mizeriile pe care le-a făcut. Într-unul din orașele din vestul țării, am avut o situație, nu la noi în organizație, în care biserica a trecut prin frământări. Și ce credeți, în aceeași clădire s-adunau două biserici. Era biserica de la parter și biserica de la subsol. Și am fost invitat ca să predic. La ușă erau oameni care spuneau: vrei să fii sfânt, intră la parter. Vrei să fii păcătos, coboară la subsol. M-au invitat pentru că eram invitatul lor, am predicat la parter.
După ce am predicat la Partel, ne-am spus, fraților, nu vă supărați, m-au chemat și cei de la subsol să predic și trebuie să mă duc. Am predicat și la subsol și în timp ce eram la subsol, a venit liderul și a zis, frate Marinel, ne-a plăcut cum ai predicat și să vii să mai predici la parter. Și am lăsat și m-am dus iară la parter. La masă le-am spus, măi oameni buni, suntem de râsul lumii ca în aceeași clădire să nu există pace. Cel care a produs toată această tulburare era un slujitor care predica foarte bine. Era un lider, dar care era duplicitar și trăia în imoralitate. Și ani de zile a trăit în imoralitate. Nu știa nimeni de faptele lui. A venit vremea când a fost descoperit și ascultați ce vă spun. Oricât ai fi de deștept, păcatul într-o zi va fi descoperit. Oricât ai fi de inteligent, într-o zi trage Dumnezeu linie. Și am fost invitat din nou să predic la o mormântare la unul din păstorii renumiți ai zonei și chiar ai țării. Am predicat la priveghi, am predicat la mormântare și pastorul județean a zis, frate Marinel, la groapă vreau să mai predicați și la groapă. Pe drum, cum mergeam noi la groapă, era omul acesta care fusese exclus, care o luase razna. M-am despărțit de păstori. M-am dus la el și l-am prins de braț. Și ascultați ce îmi zice el. Zice, frate Marinel, pleacă de lângă mine, că te văd, frate, că tu mergi cu un păcătos ca mine. Și am zis, Sandule, nu mă interesează ce spun frate. Vreau să spun despre un Dumnezeu care iartă dacă te pocăiești. Și te încurajez să revii pe cale, dar să iei pocăința în serios. Și el plângea pe drum și nu se mai oprea că eu m-am oprit în dreptul lui. Și am zis, indiferent de ce spun frață, indiferent de bolovanii care îi primesc, Dumnezeu mă cheamă să ridic. Te întreb în această dimineață, e dureros să ai necazuri și să n-ai pe nimeni să te consoleze. Vreau să vă spun și îmi pare rău, și la unii care stau cu Biblia în mână și se dau sfinți, au răutate în inimă și nu să pleacă să ridice, doar să distrugă. Stăm cu pietrele în buzunar sau cu pietrele în mână ca să lovim și să distrugem. Și Ieremia plânge că nu sunt mângâietori. De ce credeți că una din denumirile Duhului Sfânt este mângâietorul? Asta e ce face Duhul Sfânt. El e cel care ne mângâie. Și așa cum te mângâie Duhul Sfânt, nimeni nu te mângâie. Pavel spune frumos, binecuvântat să fie Domnul care ne mângâie și ne sprijinește în toate necazurile noastre, pentru că e Dumnezeu. N-ai vrea să te rogi în această dimineață și să spui, Doamne, folosește-mă să mângâi, să nu distrug pe nimeni, doar să ridic. Ascultă ce spun, nici tu, nici eu nu suntem la poarta raiului ca să alegem pe cine băgăm sau pe cine nu băgăm în rai. Dar putem fi îndrumători pe calea Domnului și să ridicăm oamenii. A doua afirmație pe care vreau să o fac legat că păcatul ruinează și are consecințe dureroase. În al doilea rând, e dureros să fii disprețuit de cei care înainte te prețuiau.
Versetul 7 și 8. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna supritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce te prețuiau îl desprețuiesc acum văzându-i goliciunea. Și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. E dureros să fii disprețuit de cei care înainte te prețuiau. Dacă nu mă credeți, n-aș vrea să vă doresc această experiență. Câtă vreme ai funcție, câtă vreme poți oferi ceva, oamenii te apreciază. În momentul când nu mai poți oferi și ajungi la o anumită vârstă, ești lămâia stoarsă, la gunoi, nu mai am nevoie de tine. Mi-am văzut saci în căruță, mi-am văzut interesele, nu valoresc pentru mine nimica. De ce? Prețuim funcțiile și prețuim de unde putem ciupi. Și asta e o dovadă a lipsei caracterului nostru. Oricât bine vei face cuiva, și vă spun din experiență, unul din lucrurile care m-a învățat Dumnezeu e să fac bine, dar să nu aștept răsplată. Pentru că cel care răsplătește-i Dumnezeu, iar El nu uită ostenelile noastre. Există o carte a cronicilor pe care o scrie Dumnezeu și își aduce aminte de tine și de mine în ziua necazului, pentru că e Dumnezeu și conduce lumea aceasta. De aceea poți să fii părăsit. Poți să ai parte de lucruri care nu ți le dorești în viață. Nu uita! Relația cu Dumnezeu te face să mergi înainte și nu cobori la vale, ci urci în sus. A treia afirmație pe care vreau să o fac legat că păcatul ruinează și are consecințe dureroase, e dureros să ne gândim cum vom sfârși, mai ales când nu conștientizăm că am greșit. Unul din lucrurile care lipsesc în cultura noastră și nu știu când noi ne vom maturiza, nu ne gândim că într-o zi vom muri, indiferent de vârstă. Vreau să te întreb în această dimineață, te-ai gândit că vine ziua când mori? Da. Mai întreb o dată, te-ai gândit că vine ziua când mori? Știți ce îmi place la americani? Americanul își scrie lista slujbei de înmormântare, cine să vorbească, cum să fie slujba, îi scrie pe toți pe listă, ce cântări, cine să cânte, cine... El e pregătit. La noi, vedeți, și dacă eu vă spun, dacă există ceva ce mă enervează la mormântări, e că vorbesc cu oameni care nici nu-l cunosc pe mort. Mai și spun atâtea cuvinte, exact cum spunea doctorul Cole, că s-a dus la morga o soție să-și caute soțul. A dat costumul să fie îmbrăcat și s-a uitat și a zis către cel care era la morga, șeful, nu-i soțul meu. Și un altul zice, nu-i nicio problemă, schimbă capul de la 5 la 6.
oricând putem pleca din această lume. Vă întreb, care sunt lucrurile care ar mai trebui să le rezolvăm să rămână pace în urma plecării noastre? Ați văzut la tribunal cum se ceartă copiii pentru moșii? Ați văzut atâtea cazuri? De ce? Pentru că nu au făcut ordine în viața lor. A patra afirmație. E dureros să acceptăm marginalizarea. De la versetul 10 la versetul 16, deși e un pasaj mai lung, aș vrea doar ca să înțelegeți durerea lui Ieremia. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump. Ba încă a văzut cum în locașul lui cel sfânt au intrat neamurile, cărora tu le poruncisei să nu intre în adunarea lor. Tot poporul lui caută pâine suspinând și și-au dat lucruri scumpe pe hrană numai ca să își țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. Voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinsă. Mi-a zvârlit de sus în oase un foc care le arde, mi-a întins un laț sub picioare și m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustiire și o lâncezeală de toate zilele. Mâna lui a legat jugul nelegiuirii mele, care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu. A strâns o oștire împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul, ca în teasca a călcat Domnul pe fecioara fiica lui Iuda. De aceea plâng, învarsă lacrimi ochii, că s-a depărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să-mi învioreze viața. Există o tendință de marginalizare. Dacă nu ești de acord cu mine, trebuie să te dau la o parte. Dacă ești mai bun decât mine, trebuie să te marginalizezi. La ora actuală e sindromul one man show. Doar eu să fiu în față, doar lumea să mă vadă pe mine, că restul nu sunt. Și Ieremia plânge și suspină de marginalizarea de care are parte. Tineretul este distrus. Poartă aceste poveri. Mă rog ca Dumnezeu să vă țină în centru, să nu vă țină pe margine. Și să știți că suntem în atenția lui Dumnezeu. Dar te întreb, sunt unii care se automarginalizează și intră ei pe exit. Și mai târziu le pare rău și trăiesc doar din amintiri. Am făcut cu tare, am fost cu tare, am lucrat. Nu, nu. Doamne, dă-ne înțelepciune să nu stăm pe margine. Unul din proiecte și la masă vom discuta sunt grupele de casă. Noi am dorit ca biserica să fie împărțită și o să vorbesc la masă mai mult de grupele de casă, că în această săptămână începem grupele de casă. Ai de ales. Vrei să stai pe margine, să fii un spectator, sau vrei să fii împreună cu nucleul, cu familia, să fii împreună ca să slujești și să-L lauzi pe Dumnezeu. Totul depinde de mine. Dracul vrea să ne izoleze, să ne pună la margine și să avem probleme.
Dar Dumnezeu este Cel ce lucrează. A cincea afirmație, e dureros să fim trădați de prieteni. N-aș vrea să vă pun să ridicați mâna, ați fost trădați de prieteni? Văd că sunt mulți care dau din cap. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacob de jur împrejur vrăjmaș. Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. Domnul este drept căci m-am răzvătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Versetul 19. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate căutând hrană ca să țină viața. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Că te rănește un dușman, că te rănește cineva care nu-i place de ochii tăi, știi. Dar în momentul când te rănește un prieten pe care l-ai iubit și care ții, durerea e foarte mare. Noi cântăm una din cântări. Vai, vai, mă doare rău, m-a lovit fratele meu. Asta e o cântare care o cântam noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea prieteni sinceri. Solomon spune în Proverbe, un prieten adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Ce binecuvântare să ai o persoană care să stea lângă tine. A șasea afirmație pe care vreau să o fac. E dureros să vezi că cei din jur se bucură de necazul tău. Versetul 20 și 21. Doamne, uită-te la necazul meu, lăuntrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine căci am fost neascultător. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă moartea. M-am auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o. Dar vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Noi avem judecata noastră. Dacă se întâmplă cuiva un necaz, l-a pedepsit Dumnezeu. O să vă spun un principiu pe care l-am în viață. Și mulțumesc Domnului și nu spun ca laudă. Poți să-mi faci cel mai mare rău în viață, poți să-mi fii cel mai mare dușman. În momentul când ești la necaz, sunt lângă tine. Iar dacă trebuie să cheltui bani, cheltui din banii mei. Pentru că știu că răzbunarea este a Domnului și eu n-am voie să mă răzbun. N-am voie să mă bucur că i s-a întâmplat cuiva necazul. Dacă vă întreb, ați văzut oameni care merg la biserică și se bucură de necazul altuia? E lipsa de educație și răutatea din inimă. Noi trebuie să arătăm dragoste. Iubiți-vă vrăjmașii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să îndepărteze de la noi această gândire de a ne bucura de necazul altuia, ci totdeauna să fim lângă cei care sunt în vale și să ridicăm. Și voi încheia cu a șaptea afirmație legat
de subiectul prezentat, păcatul ruinează și are consecințe dureroase. E dureros să-ți exprimi suferința și dezamăgirea prin cuvinte dure. Când ești în vale, când ești la necaz, vorbești și ce nu trebuie și vorbim ce nu trebuie. Ne scapă gura cuvinte care n-ar trebui să le rostim. Versetul 22, ascultați ce spune Ieremia. Adu-ți toată răutatea lor înaintea ta și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fără de legile mele, că suspinele mele sunt multe și inima îmi este bolnavă. Doamne, dă-le necaz. Doamne, înmulțește-le problemele, Doamne. Și cum sunt eu necăjit și amărât, Doamne, dă-le dublu porția. Știți că în momentele de supărare rostim cuvinte care noi n-ar trebui să le rostim, dar toată problema e aici, la softul nostru. Avem de lucrat cu mintea noastră. Când a fost chemat Balaam să blesteme poporul și Barak îl forța, îți dau, mai vrei mai mult, îți dau mai mult. Și Balaam spune, și îmi plac așa de mult cuvintele lui, am fost chemat să binecuvântez. Iar David, când ajunge împărat, rostește frumoasele cuvinte. A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Și a spus, mai este un fiu care este olog de picioare. Și David a zis, acest olog, acest handicapat, va mânca în fiecare zi la masa mea. Avea David nevoie de un handicapat? Avea David nevoie de o asemenea persoană la masa regală să stea un olog? David n-a uitat de prietenul lui și a zis, vreau să fac bine. Și mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne pună pe inimă să facem bine la toți. Poți să spui în această dimineață, Doamne, ajută-mă să fac bine la toți. Vreau să vă aud. Mai tare puteți să spune să vă aud? Vreau să repet împreună cu dumneavoastră, cu biserica, cele 7 afirmații care le-am făcut din predica păcatul ruinează și are consecințe dureroase. Numărul 1. Dureros, faine cazul. Numărul 2. Numărul 3. Numărul 4. Numărul 5. Numărul 6. Numărul 7. Vă binecuvântez pe toți în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.